Pe cele 8 sectoare de plaje monitorizate de către voluntarii de la Mare Nostrum s-au strâns numai puțin de 9.000 de deșeuri din material polimeric artificial, cauciuc, material textil, hârtie, carton, lemn prelucrat, sticlă sau ceramică. Cel mai murdar sector de plajă a fost în Nevodari cu aproape 3.000 de deșeuri. Aici, vedete, au fost mucurile de țigară și plasticul. S-a întâmplat să găsim ace de seringă, seringi, medicamente și imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ar ingera sau s-ar înțepa cu un astfel de ac. Avem aici ciolofan care se poate descompune în câteva sute de ani sau până la chiar mii, dacă vorbim de sticle de plastic. Și aici trebuie să facem o mențiune, faptul că descompunerea lor înseamnă dezintegrarea lor în particule foarte mici, care ulterior sunt ingerate de animale și, având mare aproape, trebuie să deschidem și acest subiect, că tot plasticul ăla este ingerat și se fixează în organismul animalului. Și, practic, o să ajungem să mâncăm pește făcut din plastic. Mai grav este însă faptul că soarta sectorului din Nevodare ar putea să o aibă în scurt timp și alte sectoare de plajă din Mamaia. După ce anul trecut Apele Române au finalizat lărgirea plajelor prin fonduri europene, s-a pus problema cine și cum va administra noile porțiuni de nisip apărute. Lucrurile au mers în virtutea inerției, iar autoritățile nu au sancționat pe nimeni. Anul acesta lucrurile s-au schimbat, iar în unele zone șezlongurile au dispărut. Numai că odată cu ele și coșurile de gunoi, astfel că turiștii își aruncă acum resturile direct pe plajă. Un pic amurdară, neîngrijită, se vede că a început sezonul, dar autoritățile nu-și dau silință. Coșuri de gunoi ați văzut? Nu, doar pe stradă. Pe stradă, e o distanță destul de mare. Adică... Unde sunt amenajate cu șezlonguri, acolo sunt tomberoane sau coșuri de gunoi, aici nu este absolut nimic. Lipsă de educație, poate să le strângă într-o pungă să le arunce frumos, da, așa e la noi în România. În primul rând este lipsa de educație a turistului și a localnicului, care își aruncă gunoiul oriunde apucă și nu se gândește că nu va veni cineva să strângă gunoi cu gunoi în urma lui. De asemenea, este și o lipsă de implicare și de responsabilitate a operatorilor de plajă, care fie nu instalează suficiente coșuri de gunoi, fie nu le golesc cât de repede ar trebui. Și de asemenea, din punctul meu de vedere, este și o lipsă a implicării autorităților, care ar putea să sancționeze toate aceste comportamente. Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns lipsa coșurilor din unele zone, nici turiștii nu par să fie prea interesați în menținerea curățeniei. Acest domn, spre exemplu, după ce și-a terminat țigara, a aruncat mucul direct în nisip. Se mai întâmplă. Din crabă vreau să mă duc în apă. E mai lesne să o băgăm în nisip decât să o ducem la coș? Nu, dar dacă o dau prinsă în coșul de gunoi, ia foc. O stingem și o ducem la coș. Da, aia am făcut și eu, am lăsat-o să se stingă și o iau și o duc. După cum vedeți, tot caut. Păi, normal, acum, normal nu. N-o găsesc. Rămâne de văzut acum cât de curate vor fi plajele în vârf de sezon estival, atunci când ele vor fi extrem de aglomerate.